Anul trecut am făcut un proiect pe PNDL-ul pe care l-am aprobat, deja l-am și implementat. Suntem cu construcția foarte avansată, după cum o să vedeți dacă mergem acolo. O să intrăm săptămâna viitoare, intrăm cu finisaje, cu instalația electrică, sanitară, să începem mobilierul să-l aducem, scaun de dentist cu toate dotările care trebuie și la un cabinet stomatologic, inclusiv cabinetul medical al nostru cu dotări noi nouți. Comuna va beneficia, sigur va beneficia de toate serviciile astea, pentru că e în centrul comunei, vor beneficia și turiștii străini și toți care vin, le vom putea da o mână de ajutor. De căldurile astea, știți, se întâmplă multe, ba accidente, ba astea. Deci el va fi benefic, foarte benefic. Spitalul ăsta e dorit cam de 20 ceva de ani. Nu aveți un dispensar încă? Avem chiar la locul de vis-a-vis de primărie, dar era la un, e la un parter, un demisol de la mai prăpădit, cu miros, cu toate alea și, adică nu era în regulă, nu, chiar nu era în regulă. Păi ăsta îl putem folosi, eu știu, să dăm un apartament de ca locuință pentru unul din medici, dacă vine cineva din alt județ sau, știu, vor să vină să lucreze la noi, atunci avem să-i dăm cazare. N-am vrut să vă spun, dar o să nu mă pot abține și o să vă zic că încercăm să facem și un centru de permanență. Poate că reușim. Dacă nu, o să încercăm să aducem măcar doi medici. Vedem, poate. Fostul dispensar din Mahmudia, care era situat la parterul unui bloc, nu mai făcea față necesităților comunei. Până la sfârșitul acestui an, localnicii vor beneficia de un nou dispensar modern și dotat corespunzător. E un lucru foarte necesar și bun. Cel vechi cum era? Cel vechi este un apartament de bloc. Nu era suficient? E micuț pentru comuna noastră, cât de mare, e micuț. Micuți, două cămăruțe acolo. Lucru bun, e un lucru bun. Cel vechi cum era? Era la blocul minerii acolo, blocul minerii. Oricum, nu-i... Acum, dacă dispensarul e altceva. Are camere, are cabinet, are toate. Așa, într-un singur cabinet, ce poți să faci? Și mașa, și doctorul, și... Acum e altfel, dispensarul. Avem asistent comunitar, două asistente ale dispensarului, ale medicului de familie, plus asistentul comunitar de care vă spuneam. Deci stomatologie și doctorul medicul de familie care este cardiolog de specialitate. Lucrările au fost demarate în luna martie. Eu zic că până în 15 noiembrie să îl dăm în folosință. Valoarea? Valoarea este de 20 de miliarde, 2 miliarde noi, plus TVA-ul. În banii ăștia intră și dotările de care vă spuneam, ale stomatologiei, plus, eu știu, un EKG, ce mai trebuie la asta, la medicul de familie. Am încercat să-i dotăm și pe ei. Comuna are 2800 de locuitori și sunt toți afiliați la medicul ăsta de familie. Păi nu, asta o telefonă și la gard, dar...